Pontul zilei sau meciul zilei din Champions League este duelul dintre Manchester City și Copenhaga. Un duel dezechilibrat în opinia mea, în care bestia Holland își va face din nou simțită prezența. Așadar, grupa G arată astfel după primele două meciuri, City și 6 puncte, Dortmund 3 puncte, Copenhaga un punct și Sevilla un singur punct. Dragi prieteni, pronosticul meu aici este foarte simplu, având în vedere că meciul va fi dominat în totalitate de Manchester City, cea care are o posesie de 62% în această competiție, deși a întâlnit cei mai grei adversari până în prezent. Are o medie de 6,5 corner obținute pe meci. În condițiile în care puzzle-ul este complet odată cu venirea lui Holland, Cred că media de cornere va crește considerabil în acest sezon în dreptul trupei lui Guardiola. Așadar, pronosticul meu este foarte simplu. Manchester United peste 6,5 cornere în meci, o cotă de 1,36, foarte, foarte bună în opinia mea. Eu am fost Nicolae Vasile, înclin.